În 1950, în București, în centrul capitalei, spectacolele de circ se desfășurau în locul actualului Teatru Național, într-o construcție din lemn. În 1954, guvernul comunist îl obligă pe Emil Crateil să doneze circul cu toate animalele statului român. Astfel ia ființă circul de stat. Construcția din lemn era fragilă și mulți artiști au pierdut viața în acele timpuri. În 1958 au început lucrările la noul lăcaș al circului, ce s-a finalizat în 1961. În toamna acelui an a avut loc primul spectacol în actuala clădire din Alea Circului. Cum Partidul Comunist era singurul partid din România, așa și circul trebuia să fie unul singur. Concurența reală și corectă dintre artiști și circurile particulare din perioada interbelică a luat sfârșit. Selecția artiștilor care aveau turnee în străinătate sau erau distribuiți în spectacole a început să se facă după alte criterii, mai puțin după cele valorice. Circul de stat devenise o Românie în miniatură. Valoarea artiștilor români chiar și în acele condiții s-a păstrat, ei fiind apreciați atât la noi în țară cât și peste hotare. În 1970, circului de stat i s-a schimbat denumirea în Circul Globus. Spectacolele variate și interesante au atras mii de spectatori an de an. Copiii, părinți, bunici s-au distrat la giumbușlucurile clownilor, au stat cu sufletul la gură la dresurile animalelor și au aplaudat performanțele acrobaților. Pentru copiii talentați s-au înființat școli de balet, muzică și arte plastice. Circul a fost singura artă văduvită de a avea în toți acești ani o școală. Artiștii cu experiență le-au predat această profesie copiilor, în familie, dar și celor care veneau din sportul de performanță. Sportivii veneau la circ și învățau ABC-ul acrobațiilor, circul fiind singurul tren spre vest. Cunoscuți gimnazi și gimnaste, săritori în apă și halterofili au evoluat în arena circului din Ștefan cel Mare. Teodora Ungureanu, colega de echipă a Nadiei Comăneci, a fost și ea o performeră deosebită în spectacolele circului. 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011, an după an, spectacolele au început să fie din ce în ce mai atractive. Zâne, vrăjitori, elfi și elfițe, personaje din povești au încântat pe mai tineri spectatori. Animalele artiste s-au jucat în arena circului pentru voi în cei 50 de ani. Succesele răsplătite cu aplauze în București s-au făcut auzite peste hotare.
din Statele Unite ale Americii până în Australia, din Emiratele Arabe până în Brazilia, din Norvegia până în Africa de Sud, artiștii români au adus un plus de valoare României. Premii câștigate la Monte Carlo, Massi, Moscova, Latina, Wiesbaden, Praga, Europa recunoaște că suntem în topul circurilor din lume. Spectacolele variate și complexe au atras un nou nume în 2009. De atunci, numele nostru este Cirque en Variété Globus București. Acum jumătate de veac, Cirque en Variété Globus București își deschidea porțile în această sală. De atunci și până acum, sute de artiști și-au demonstrat perfecțiunea și-au riscat viața pentru respectul și aplauzele dumneavoastră.